Hai, salutare, dragilor. Am să facem încă un videoclip. Uite că m-am împiedicat de furtună. Un clip cu ce mai e prin grădina asta mea. Teoretic, astăzi trebuia să mai dau cu latte, dar n-am apucat. Mâine voi face lucrul ăsta, mâine seară. Exact pe vremea asta o să fac treaba aia. Dacă toate sunt bune și frumoase. Am foarte multe flori, am adunat o grămadă de castraveți. Am adunat o grămadă de castraveți și mai am încă foarte mulți. Așa micuți, vedeți? În 2-3 zile iarăși de adunat. Cresc foarte bine. Sunt irigați, au apă, au tot ce le trebuie acum. Uitați-vă aici la piersicul meu. Acolo nectarinul. Și fasolea mea care nu cedează. Aici am roșii, care tot mai mari pe zi ce trece. Tot mai frumoase. Aia nu-i bine. Frumoase pe supărare, ia. Și dacă nu, i-am dat calciu, frate. Ia uitați. N-ai ce să faci, fratele meu. N-ai ce să faci. Uite, și asta e afectată. Nu știu ce să le mai fac. Nu sunt toate, dar... Ba, da, și asta. N-am ce să mă mai consum. Ce iasă, iasă. Ce nu iasă, nu iasă. Aruncăm la găini să mănânce găinile. Vom vedea rezultatele când se coc. Dacă să mai apuc să cocă. Asta îmi plac. Uite ce faine sunt astea, așa, inimă de bou. Așa stau destul de bine pe ele. Dat și prunul. Deci pomii ăștia am plantat anul trecut în toamnă. Asta e un vișin foarte fain. Așa de fain o dat vișinul ăsta și crescut și o prins. Aici tot roșii. Astea cred că încep să se coacă după cum văd eu culoarea lor. Dar sunt așa niște roșii, nu știu cum să vă zic eu, foarte tari când le atingi. Beton. Sunt curios ce gust au. Și aici un cireș. Cireșii văd că de regulă se dezvoltă mai încet. De regulă se dezvoltă mai încet. Nu, nu știu ce soi e ăsta de roșii, dar uitați. Primul rând, al doilea rând. Hai să luăm firul ăsta, vedeți? Are acolo roșii, asta, asta. Și se înalță și încă au flori. Foarte frumos. Uite cât mine roșia de înaltă. Nu știu de ce se înalță așa. Să vedem, astea semne de boală deja. Ce ziceți voi? Da, deja apar. Apar necazuri, ca să vedeți voi. A doua zi după ploaie. Și deja apar probleme. Uitați cum arată frunza. Da. Deci eu zic eu că astea, dacă nu le stropesc, în câteva zile, sunt praf și alice. Praf și alice. Astea îmi plac foarte mult roșiile și sper să apuc să se coacă, că am tăzi mulți din ele, că uite, vezi? Am tăluat din ele. Și uite ce fain să fac așa mari. Cred că sunt niște roșii gustoase, da? Se pare că până acum... Au, ce m-a lovit! Ce te fac, mă? Eu video ăsta numai mă lovesc. Da, să vă arăt și cuibul, cuibul, doamne, mormântul cârtiței, acolo. Cam asta e situația. Auzi ce cocoșii ăia mici, care nu-s mai chiar așa mici, încep să cocoșească acum și tot pe ei, tot pe ele. Hai să vă arăt cum arată ceapa, au plouat-o acum, sper să nu putreze. E culcată, s-a uscat, cred că săptămâna viitoare trebuie să o și scot. Foarte repede anul ăsta s-a terminat ceapa. Ai ceapă roșie acolo, acolo e mix. Deci anul ăsta foarte, foarte repede s-a terminat ceapa. Nu știu dacă și la voi la fel, dar asta e la mine. Astea sunt roșiile alea care au fost bolnave și le-am salvat. Au multe, multe roșii.
și flori. Uitați, deja astea sunt galbene să coc. Încep să rodească, să dea. Uitați aici, abia aștept să văd asta. Asta din nou crescut, aici care am pus pumnul lângă ea, ca să dați seama. Uitați cât e roșia. Uitați cât e roșia. Stați că am apăsat cu o frunză din greșeală și am... Dar uite că și astea au început să facă figuri, din nou. Asta începe să se coacă, să se roșească și asta la fel. Așa ușurel o să avem rezultate. Uitați aici la roșiile astea, încep să aibă sute de flori. Drept și prin urmare, asta s-a dezvoltat foarte mult de când nici l-am crezut că o să-și mai revină, cât a fost de bolnavă. Aici sunt două fire, una așeri și una așa. E plină, după cum vedeți. Haideți să vă arăt și asta, la care nu-i fac nimic, și stă aici. Nu stropită, nu copilită, uitați ce de roșie are. Da? Roșii acolo, nu-i fac nimic. Uite, primă, rar, o crescut mărașul în ea, n-am nicio treabă. Uitați și la astea, astea cred că șeri ceva. Nu, nici la astea nu le-am făcut nimic, dar uitați ce bine arată frunza, ce sănătoasă îi. Da, sunt șerii, uitați, care o grămadă de șerii. Și ce efectiv, e un singur, vedeți? Un singur din ăsta, fir, și s-a desfăcut, s-a întins peste tot. Gulia mea acolo, o singură gulie din 20, au rezistat. De ardei nici nu mai zic, că sunt așa de mulțumit. Ia uitați, uitați aici ce frumos e. Ăștia cred că trebuie să-i și culeg acum, uitați ce duce. Gogoșari. Ia uitați la gogoșarii ăștia. Nu vorbesc prostii. Nu vorbesc prostii. 4-5 gogoșari pe fir. Trebuie și ăsta să-i așez un pic, iau aici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce ziceți voi, măi oameni? Asta e imens, asta vreau să văd când se roșește. Uite și aici, gogoșari. Uitați și aici la gogoșari, pe un fir. Uitați și acolo. Eu nu vorbesc prostii când vă zic, e plin. Uite aici am întâlnit unul așa, ca să vedeți, l-am aruncat. Mană din aia, sau cum se numește, lipsă de calciu. Ăștia capii sunt așa de faine, abia aștept să-i văd și pe ăștia copți. Cred că l-a dat să se coacă, că văd că are niște fibre așa pe el. Uitați cât e gogoșarul ăsta, extraordinar. Ia uitați. Cât pumnul meu mai mare și ăla. Asta e o plantă care nu-i mere bine, din ce am văzut eu. Posibil să fi mâncat-o ceva la rădăcină. Cine știe. Uite o roșie mai coaptă și aici. Acolo mai coaptă aia. Avem aici ardei capia. Ăștia sunt ardei bulgărești. Uitați ce de ardei bulgărești. Și am adunat astăzi, vreau, nu vă mint, că avea unul vreo 20 de centimetri lungime. Foarte mari. Și dragile mele vinete, mai văd câte o frunză așa pălită în aripă și acolo, dar în special văd că o duc bine. Uitați-vă ce vânătă frumoasă. Am văzut una chiar mai mare astăzi. Uitați aici. Nu uitați aici la vânăta asta cât e. Uitați. Deci în două zile o să avem vinete de mâncat. În două zile, uite. Și acolo. Și acolo. Și nu, am zis, 10 fire sau 12 câte sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 10 fire de... Ăștia sunt castraveții, aia ce... Nu i-am prea grijit. Partea asta le merge foarte rău. Deci asta de aici nu le merge bine. Dar în schimb, de aici încolo, după cum vedeți, ăștia mai mărunței, ăștia sunt mai bine. Uite chiar ăștia ce s-au dezvoltat. Aici am pus un pic de salată, aruncat așa la oha, ca o dat. Aici. Cam asta este, băi oameni buni.
roșii, roșii și iarăși roșii. O să smulg niște buriană să dau la găini, să se bucure de verdeață. Cam astea sunt noutățile. Abia aștept să se coacă ardei capea, să-i văd roșii, să gogoșarii și toate astea, să văd cum arată la final produsul. O zi grea, s-a obosit un pic, sunt neîngrijit. Mâine mă duc la cântat și vreau să fiu fresh și de asta m-am lăsat pe seara asta. Partea bună e că n-o să-mi apară fire albă niciodată. Da, seară frumoasă să aveți, să aveți parte de bine și nu uitați, acolo este Dumnezeu.